Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Stai să dau și blițul. În sfârșit, Tarotela, mă vedeți? Facem etalarea pentru berbecuți, berbeci, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec. Când am aprins bețișorul pentru voi, au ieșit scântei. Nu știu de ce. Probabil că ies scântei din voi. Din ce motive? Când spuneți că nu spuneți, voi știți, ies scântei. Într-o privință, vedem. Am amestecat cărțile și vreau să vă arăt câteva mesaje unde s-au oprit seturile, înainte să primim mesajele. Dar, din seria aceasta, mesaje de la îngeri, chiar am lăsat cărțile în poziția asta. Ce a sărit, băi? Nu vă supărați că nu vă place, nu vă place sau vă place, a ieșit dragoste adevărate. A sărit cartea, dai. A sărit. Dar am păstrat-o aici. Să vedem unde practicați compasiunea. Și aș vrea să văd și pe ăsta. Miracole și binecuvântări. Ah, ce frumos! Ah, ce frumos! Și la capătul setului de cărți alegeți dragostea. Dacă sunteți într-o situație în care trebuie să alegeți între voi, între carieră, între X, Y, alegeți dragostea. Știu că sună ciudat pentru unii care poate nici n-au trăit, n-au experimentat dragostea, dar aici e provocarea, să știți să alegeți. Și cum alegeți? Practicând compasiunea. Și când văd cartea aceasta, mă gândesc că, da, e frumos să avem compasiune față de ceilalți, dar să nu uităm că trebuie să avem compasiune și față de noi înșine. Și în momentul în care practicăm compasiune față de noi, față de voi, că e etalarea voastră, învățați să vă iubiți. Ah, interesant, să vă exprimați și să exprimați dragostea. Și evident, când vă iubiți, știți să alegeți corect dragostea. Și alegând dragostea, evident, nu alegeți orice dragoste, alegeți dragostea adevărată, pentru că sunt mai multe tipuri de iubire în viața noastră, dar apare într-un fel sau altul vibrația asta. Nu știu de câte ori a apărut, când a mai apărut la voi, la alte zodii, dar știți că e cartea mea preferată și de fiecare dată când apare, eu așa o descriu. Sărutul care trezește divinitatea din noi. Nu este un simplu sărut, este un sărut special între două persoane speciale și una și cealaltă se recunosc. Și dacă până în acel moment nu au recunoscut divinitatea din ei, în momentul în care se întâlnesc, în momentul în care se sărută, în momentul în care dau șansă și aleg această dragoste, își recunosc și latura divină. Pentru că sunt mulți care trăiesc în această vibrație 3D, dar practic în compasiunea și, de fapt, compasiunea este o vibrație foarte înaltă. În momentul în care ne ridicăm deasupra suferinței, a vinei și a bârfelor, și a fricilor, că e un șoricel aici, ne ridicăm în vibrație, da? Apar miracolele și binecuvântările. Și unul din miracole ar fi faptul că începem să ne iubim pe noi. Aveți numărul 13, 15, dacă asta vă spune ceva, 30, 21. Însă ce văd? 2 și 1, 3, comunicare. Probabil o chestiune de comunicare. Și deconstrucție, că 3 înseamnă și construcție, 2 și 1, o relație, da, doi oameni, intră într-o unitate, da, și încep să construiască în momentul în care alegeți dragostea, pentru că nu poți să construiești de unul singur. Bine, poate să fie dragostea interioară față de voi înșivă și aceasta să fie. Dar eu zic că aveți cărți faine, le pun undeva mai pe aici, să vedem cum se confirmă și în celelalte mesaje. Aia nu știu de ce am aglomerat masa la etalarea voastră. Și ce aș vrea să spun la această carte? Știu că unii sunteți sceptici, că ce dragoste adevărată, Dumnezeu a venit. E o etalare colectivă. Pentru cine o fi? Voi știți. Că sunteți unii mai tineri, alții mai în vârstă, alții poate pensionari și nici nu vă mai gândiți la dragoste adevărată, că poate nici n-ați trăit-o unii dintre voi. Asta e, fiecare alege, da, alege ce vrea să trăiască. Și dacă alegeți dragostea, veți trăi dragostea mai devreme sau mai târziu, cu răbdare, evident. Setul de cărți,
Nu tu, scumuță. Setul de cărți din Spiritul Animalelor s-a oprit aici. Mi s-a părut foarte important să vă transmit că aveți de-a face lebăda. Lebăda este una dintre cele mai frumoase și pozitive cărți. Aveți de-a face unii, nu toată lumea, cu un semn de apă. Un semn de apă elegant, distins, frumos, evoluat, pentru că lebăda este o ființă simbolul, este un simbol divin. Ce este interesant este că vă oglindiți într-un fel anume în prezența acestei persoane, da? Aici sunt doi, este un cuplu, aici sunt două lebede. Care este cea reală și care este cea, nu neapărat ireală, cea care se oglindește? Voi știți. Iar, posibil în momentul în care întâlniți această persoană, simțiți că o parte din voi o vedeți în ei. Într-un fel sau altul, poate o parte care nu s-a manifestat, pe care vreți să o manifestați, da? Vorbim de acea divinitate care se recunoaște sau care se trezește în momentul în care vă întâlniți cu cineva special. Și o situație mai la început de drum, pentru că apare acest vierme de pământ. Și viermele de pământ în seria cărților alchimice, cărțile care simbolizează, care reprezintă simbolul alchimic al pământului, mă mai încurc și eu, că am multe idei de spus și mă încurc, asta e. Deci acest vierme de pământ reprezintă o situație la început de drum. Nu e o chestie deloc scârboasă, însă situația e încălcită din niște motive. În momentul în care reușiți să descălciți, da, dați drumul la acest curcubeu, la acest potențial și curcubeu aveți foarte fain și pe aici, da? Începeți și manifestați această magie. E o magie între voi, într-un fel sau altul, cel puțin în acest moment, e prima oară când simt chestia asta, probabil vine mai mult din partea părții masculine, să spunem. Da. Și cred că tu, partea masculină, trebuie să învețe bărbații, băieții, berbeci sunt, na, reprezentanța ai zeului Marte, evident, al luptătorului. Probabil din acest motiv îi se aduce aminte să practicați compasiunea, să fiți mai blânzi, ca să apară ce? Miracole și binecuvântările, acest suflet pereche sau flacără geamănă pentru unii, pentru cei care meritați, evident. Flacăra geamănă nu apare pentru oricine. Revenim la aceste de cărți, încă n-am tras cartea, doar vă spun unde s-a oprit. Este o situație la început, cu o persoană pe care o simțiți ca fiind foarte specială și văd în mai multe cărți chestia asta și în această carte și în seria cărților intime a apărut ceva. Însă acest început, iar asul de foc, vă irită vă dă alergii, vă creează un stres și aveți și niște frici. Apare și șoricelul, șoricelul apare de 2 ori. Frica cred că este cea care vă roade. Ah, ia uite ce frumos, conexiune spirituală, ce frumos. Petreceți timp de calitate unul cu celălalt, ce frumos. Deci e o situație la început, la valetul de monede, care poate să vă dea stabilitate de a avea monedele. Aveți și multă pasiune, dar pasiunea asta și începutul ăsta, asul de foc și valetul de, sau viermele de pământ și mușuroiul de furnici roșii sunt, da? Chestiile astea vă creează un stres, probabil, prin care n-ați mai trecut sau, în fine, nu vă face plăcere. Chiar dacă ați mai trecut, nu vă face plăcere, vă creează alergii. Știți că trebuie să faceți anumite lucruri și totuși, dintr-un motiv sau altul, nu le faceți, bănuiesc că din frică. Nu degeaba a apărut șoricelul. Vă faceți griji, a apărut de 2 ori. Vă faceți griji prea multe pentru acest început, pentru această situație. Pe de o parte vă pune pe foc, dar e și un pic încălcită. Da, e încălcită. Acum, din ce motive? Iar, variază. Apare tigru, care, deși e semn de foc, pentru mine simbolizează Marea Preoteasă. E o persoană care intimidează, care are multă pasiune.
cine e această persoană, că sunteți voi, că sunt ieri, ei, iar variază. Însă, cu multă intuiție, da? Are al treilea ochi deschis, cu multă intuiție și dacă reușiți să descălciți această situație și să puneți bazele unei relații de lungă durată, că aveți mult potențial și mult foc pentru persoana aceasta, dacă reușiți, veți crea o în primul rând vă veți deschide inima, că e casa, e chakra a patra, e chakra a patra reprezintă inima. Trebuie să vă deschideți inima ca să puteți crea ceva valoros împreună. Simțiți eventual, anticipați, că asta face tigru, anticipează, vede în viitor, că ori împreună, ori unul din voi, dar doar alături de celălalt, poate să creeze sau puteți să creați ceva special, ceva valoros. Este un ou de aur. 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 E o legătură spirituală deosebită între voi și cineva. Dar trebuie să practicați compasiunea. Și totuși, am vorbit chiar foarte mult, nu știu de ce astăzi vorbesc așa mult. O să vedem însă. Op, 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 op. Op, op, op. Wow, ce frumos alto! Sunteți pe vibrație foarte înaltă. Sau alături de cineva, sunteți chemați să vă ridicați. Să vă ridicați la o altă vibrație. Ul cosmic, wow, ce fan! Extraordinar, iar s-a oprit aici. Și totul, iar, ce fain! Au revenit, da, într-un fel cărțile, au revenit. E o chestiune de care ține ca să puteți. Să vă bucurați de acest potențial deosebit. Deja ați intrat pe semnul alchimic al eterului, cel mai înalt, da? Ca și vibrație. Sunteți pe chakra a patra a inimii și a șaptea, dragii mei, da? Coroana. Pe de-o parte aveți de-a face cu cineva sau voi aveți planete în leu, ori aveți de-a face cu cineva cu planete sau aspecte. Acum nu mai zic zodie, zic planete sau aspecte în zodia leului, pentru că ține de casa a patra, de chakra a patra a inimii și de coroană. Dar, evident că poate să fie orice altă zodie, pentru că am văzut și semn de aer, am văzut și semn de foc, am văzut și semn de apă și de pământ. Da, orice zodie, da, trecem peste asta. Deci, ca să puteți să vă deschideți această inimă, această chakră, trebuie să vă curățați în primul rând toate celelalte chakre, da? Și trebuie să vă transformați șarpele asta. Astăzi îmi vorbește despre transformare. Să vă lăsați pielea cea veche, mersi, doamnă de inspirație, să vă lăsați pielea cea veche și să dați voie unui nou eu să se nască. Este un ou, ține de naștere, de concepere, da? Este un ou și se naște un nou univers, o nouă ființă, prin această renunțare la vechea voastră ființă. Ce frumos! Evident că poate să fie și în relație cu această persoană sau pur și simplu această persoană declanșează această transformare. Ei, și momentul în care faceți acest lucru, vă ridicați, vă spiralați, da? Vă ridicați în sus. Vă deschideți în primul rând ultima chakră. Reușiți să creați ceva deosebit, ceva valoros. Însă, trebuie doar să comunicați. Aveți, cum zice, colibriu, da? Trebuie să comunicați. Într-un mod creativ, că am vorbit de chakra a patra a inimii, casa leului a creației, colibriul este foarte jucăuș și foarte doritor să stea în lumină, e înconjurat iar de curcubeu, de optimism, trebuie să fiți optimiști, ori voi, ori ei, ori amândoi. Da? Și să comunicați despre ceea ce simțiți, că avem elementul apă, să vă comunicați emoțiile, că de fapt asta, nu știu, sper că înțelegeți ce zic, da? În momentul în care vă deschideți chakra inimii, învățați să vă și exprimați aer emoțiile. Și uite așa, puneți baza, descălciți acest nod și începeți să dați drumul acestui curcubeu, acestui potențial.
să vă transforme, că apare fluturile și fluturile înseamnă transformare și iar ține de comunicare. Comunicați, iar avem șarpe, iar este de șarpele de apă, iar este o chestiune de eliberare a vechiului și îmbrățișare a noului eu. Emoțional, eteric, evident, chakra a doua a sexualității, chakra a doua a sexualității. Probabil că și aceasta trebuie transformată într-un fel sau altul, alături sau o veți transforma alături de acest personaj, cine este, care vă declanșează atâtea schimbări în voi. Interesante mesaje. O să pun totuși setul de cărți deoparte. Setul acesta. La un moment dat am văzut în setul acesta diavolul, iar o chestiune foarte toxică, dar acum setul s-a oprit la 5 de băte, conflicte, concurență, stres. E un stres mai mult care ține de energie. Energia voastră. Aveți niște conflicte interioare în legătură cu o situație, probabil cea pe care am spus-o. Poate să fie cu o relație la distanță, o relație peste o apă, da? 3 de băte. Aici ați putea fi voi, că e semn de foc, poate să fie altcineva cu aspecte, tot așa că de-aia se întâmplă trigoane, da? 3 trigoane, în fine, semn de foc, semn de foc, zic că sunteți voi. Voi la distanță, voi ați vrea să călătoriți, să călătoriți mai aproape de cineva, vă vedeți viitorul într-o altă lumină, alături de altcineva și totuși aveți conflicte. Ori în legătură cu situația, cu relația, cu comunicarea, trei înseamnă și comunicare. Poate dacă sunteți izolați încă, depinde pe unde sunteți prin Europa asta. Pe de-o parte, unii dintre voi ați fost și trădați, trădați, semn de aer nu e obligatoriu, dar există și această carte, ia uite, semn de aer, iar apare diavolul. O situație dezechilibrată. Da. Vă simțiți foarte trădați, sunteți intoxicați eventual de această trădare, dar din acest motiv vi se atrage atenția să aveți compasiune. Să aveți compasiune față de cine v-a trădat, dacă v-a trădat, față de voi, dacă voi ați greșit. Nu contează că toți greșim, da? Trebuie să aveți această compasiune. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord. Pentru că marțienii, da, Aries, Ares, Ares e Ares, e Marte, da? Nu prea știu toți despre compasiune, nu zic, totuși, doamnele fiind, doamne să se manifeste altfel, dar în general, mesajul e acesta. Acum nu trebuie să vă supărați, sper să vedeți pentru cine este, să simțiți. Temperanță, vindecare, ce frumos, răbdare, că asta înseamnă temperanța. Cum să fac, cum să fac, cruce celtică sau 3-3-3? Facem, hai să facem 3-3-3, ok, da? Temperanță, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, berbeci, berbeci, ce frumos, vreau și eu. Trecut, trecut recent, bănuiesc, wow. Mai, dar nu mai apă, apă, apă. V-ați flășcăit. Scuzați-mă. Sunteți plin de emoții. Oricineva vă creează multe stări emoționale care nu reușiți încă să... Da, păi dacă ați intrat deja în vibrația asta, normal, și în această legătură spirituală, normal că unii simțiți emoții peste emoții. Deci, toate acestea arată semne de apă sau cineva cu marcaj puternic pe zodie de apă. Pești sau casa a 12-a, scorpion, lună în scorpion, poate să fie și rac, evident. Însă, simțiți, ideea este că simțiți față de cineva, poate să fie diferență și de vârstă și de înălțime. Aici văd de înălțime, dar pentru o diferență sunt niște diferențe între voi. Diferențe, poate să fie diferență și de religie și de finanțe. Sunt niște diferențe destul de mari, dar ce drăguț, ce frumos observ acum
deși există diferențe între voi, este o mare înțelegere emoțională, empatică, telepatică. Simțiți că această persoană, cum am zis și mai devreme la lebădă, într-un fel sau altul, reprezintă exact ceea ce nu aveți voi și totuși o parte din voi. Aveți culorile roșu și albastru pe care eu le folosesc în lucrări de niște ani de zile. E un soi de yin și yang, feminin și masculin. Și totuși am senzația că băiatul este în acest moment mai puțin activ. Așa simt, așa am simțit, e prima oară când citesc așa cartea. Însă cartea aceasta reprezintă o legătură ori din copilărie, ori o persoană pe care ați întâlnit-o pe lângă casă. Dacă nu, poate să fie o persoană pe care ați mai întâlnit-o într-o altă viață și recunoașteți, cum am spus și mai devreme, dați în urmă, recunoașteți că ați mai trăit împreună, că v-ați mai întâlnit, că ați mai avut o poveste. De care poveste bănuiesc că e de dragoste sau o familie sau ce-o fi fost. E totuși o legătură, conexiune spirituală, profundă. Și îmi place că se confirmă, îmi place foarte mult. Sper să nu dărâm lumânarea. Însă apare spânzuratul. Spânzuratul înseamnă sacrificiu. Vă simțiți în acest moment, bănuiesc, da, vă simțiți ca și legați de ceva. Nu puteți să vă manifestați din niște motive. Însă motivele, casa a 12-a necunoscutului a peștilor, motivele sunt spirituale. Trebuie să vă conectați la această lumină. Trebuie să lăsați pe Dumnezeu să vă inspire. Și am vorbit de chestia asta. Să lăsați, să fiți, să vă conectați prin a șaptea chakra, da? La spiritualitate. Trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Sacrificiile acestea sau amânările, de fapt, sunt o altă perspectivă și în momentul în care vă luminați, veți găsi soluțiile. Însă, vom vedea ce apare. Noi acum vorbim de trecut. Sper că vedeți cărțile, da? Însă, aceste amânări, pe care încă vom vedea dacă le-ați aflat sau nu le-ați aflat, deocamdată eu vi le-am spus în principiu în mare, a făcut pe cineva să se detașeze emoțional, să plece. Apare un 8 de cupe. Cineva în povestea asta a plecat. Către nou. Către speranță. Către o stare de bine. La un moment dat, situația, probabil acest spânzurat, faptul că cineva nu a putut exprima. Nu a putut, am vorbit mai devreme și de exprimare, nu a putut vedea, nu a putut acționa că e legat. Ei, a făcut pe cealaltă persoană să nu mai aibă eventual răbdare, s-a simțit golită, epuizată. Cineva a dat prea mult în această relație. Emoțional am senzația că cineva, aha, am mersi, cineva a oferit prea mult. Vedem. Trei de cupe, în prezent, teoretic, trei de cupe. Wow, eremitul. A, îndrăgostiții, mai ce cărți aveți! Îndrăgostiții. Hai! Trei de cupe. În prezent, simțiți totuși multă bucurie pentru această persoană. Și totuși, iau-te o poziție fecioară, pești. Și totuși, trebuie să treceți prin acest întuneric. Asta înseamnă sacrificiu. Trebuie să treceți prin acest întuneric ca să găsiți lumina. Ambele vorbesc despre spiritualitate dintr-o perspectivă. Da? Acesta găsește lumina interioară în întunericul, suferința, frica prin care trece și am vorbit de frică și la acel iepuraș, nu era iepuraș, era, cum îi zice, domnule? Șoricel, da? Trebuie să vă asumați această călătorie spirituală și transformare. Pentru că din acest motiv, ia uite, vedeți cărțile? Din acest motiv a și plecat persoana. Cineva nu vrea să vadă lucrurile dintr-o perspectivă. În momentul în care, pentru că e aceeași verticală, în momentul în care vă găsiți lumina, reușiți să manifestați acești îndrăgostiți. Acest suflet perechi, această dragoste adevărată. Ia uitați cum sunt. Ce frumos! Ce frumos! Da? Dar ca să manifestați această superbitate,
Și în această carte nu uitați că da, dacă el simte magia aici și este e magicianul, da? Prima zodie, să zicem. Dacă el este cel care trebuie să declanșeze, să zic, întreaga desfășurare a relației în 3D, în 5D sau într-o formă spirituală, ea este cea care îl ridică sau îl ajută într-un fel. Într-un le ajută. Bine, așa simt să citesc cărțile, așa vi le zic. Da. Stai că l-am răsucit. În viitor, în fine, viitor, să zicem, poate să fie și până la sfârșitul lunii, poate să fie și luna următoare. Doi de monede, nebunul acesta de multe ori vă reprezintă pe voi. Uneori, și cinci de cupe. Hai să mai punem totuși. Marea preoteasă. Argumente și totuși. 10 de cupe, mare, mare fericire. Când? Ce frumos. În fine. Da. Central. În prezent. Acum am vorbit până acum de trecut, acum de prezent și de viitor. Așa am zis. 3-3-3. Probabil că acest suflet pereche care a apărut, da? La un moment dat, cu care simțiți această legătură foarte profundă, v-a pus într-un fel sau altul, fără să știe, nu are de unde să știe persoana respectivă, într-un trio posibil. Posibil. Și posibil să fi simțit ceva, că nu puteți să manifestați tocmai din cauza că sunteți în acest trio și persoana s-a retras. Da? 8 de cupe. Și totuși, voi știți că sunteți. Eu așa simt, 6 de cupe să fie persoana aceasta. Îndrăgostiți-i. N-are alta care să fie. Da? Așa îi simt. În acest moment sunteți într-o tăcere. Asta înseamnă și eremitul. Sunteți într-o tăcere. Nu discutați unul cu celălalt. Pe de o parte, vă aduce bucurie persoana. Pe de o parte, conștientizați că nu este orice fel de persoană, da? Nu e o persoană trecătoare, este venit, este sub flacăra voastră geamănă, pe de-o parte. Este o legătură spirituală, da? Este persoana aceasta v-a fost adusă de destin tocmai ca să declanșeze ceva în voi. Am zis, să vă treziți la o altă vibrație. Asta e. Mai merge înregistrarea? Cred că merge. Deja am vorbit mult, 27 de minute. Sper să nu dărâm. Și flacăra asta cam scade. Oarecum, de ce? Vreau să zic, oare de ce nu oarecum, dar mai iese și altceva. Probabil că sunteți oarecum într-un întuneric. Da. Trebuie să găsiți o latura voastră. Soarele din voi. Trebuie să-l găsiți ca să puteți să manifestați înapoi această persoană în viața voastră. În viitor, încă va trebui să jonglați, da? Între două, să vă echilibrați pe de-o parte și financiar și poate chiar și energetic, vă că stați mai mult într-un picior. Trebuie să jonglați. Posibil, dacă sunteți într-un trio, trebuie să alegeți, da? Am zis că există și această posibilitate. Persoana aceasta să vă apară în drum, pe stradă, la la la, pac, v-ați îndrăgostit sau nu știu pe unde, nu contează unde, n-am clarificat. Dar fiind 6 de cupe, ține de E o întâlnire pe care simțiți că nu, peste care nu treceți oricum. Ei, și întâlnirea în sine vă pune într-un trio și atunci trebuie să alegeți între vechea persoană și noua persoană. Și apare acest nebun. Și nebunul înseamnă un nou început, evident, dar și o situație riscantă. Este probabil starea voastră, gândurile prin care veți trece, să aleg noua persoană sau vechea persoană. Risc,
dacă o aleg pe noua persoană sau risc dacă rămân cu vechea persoană. Chestiune de risc în această alegere și totuși va trebui să alegeți. Să alegeți în primul rând să aveți credință. Choose love. Aoleu, sper că am baterie. Mai sper că mă ține bateria. În fine. Pentru că unul plânge. Cât timp stați în această separare de flacăra voastră geamănă, cineva plânge. Iar a fost un trio, da? Cineva plânge și totuși trebuie să se manifeste aceste două cupe, acest suflet pereche, da? Această dragoste adevărată trebuie să se manifeste. Din acest motiv îi se aduce aminte să alegeți dragostea, să exprimați dragostea, da? Get to know each other, da? Și aici aveți compasiune. Dacă persoana cealaltă pe care o lăsați suferă, asta e. Aveți compasiune și față de ea, dar trebuie să aveți compasiune și față de voi, pentru că nu puteți să stați lângă cineva care nu vă mai reprezintă. Și de ce am simțit nevoia să pun în continuare peste viitor? Și Marea Preoteasă apare, iar semnul peștilor. Dar nu e obligatoriu. Marea preoteasă, să zicem, e o situație secretă. Pe de o parte, e și o persoană foarte intuitivă. Aici suntem noi, tarotiștii, da? Dar, trecând peste asta, că poate nu toată lumea aveți de-a face cu asemenea persoane care studiază chestii de genul ăsta. Este o situație secretă care creează conflicte. Conflicte în acest trio. Argumente, posibil cu un semn de aer, posibil, nu pentru toată lumea. Și totuși, da, un semn de aer care poate să fie gelos pe această stare a voastră de fericire, de euforie, pe care o simțiți alături, bănuiesc că de sufletul vostru, ia uite, 10 de cupe, da, de sufletul vostru pereche. Flacăra voastră geamănă. Și totuși apare roata norocului, se va schimba după, toată situația se va schimba în momentul în care comunicați cât de răniți sunteți și cât de mult apreciați această persoană. Bine, asta probabil mai încolo. Mai spre sfârșitul lunii, bănuiesc. Capătul de setul de cărți s-a oprit la, bănuiesc că sunteți voi. Răniți, trădați, într-un fel sau altul vă blocați. 9 de bâte. Iar comunicarea este oprită în acest moment, dar apare și în acest moment, vom vedea mai încolo, dar apare și eremitul. Dar este blocată cu un scop, dragii mei, ca să vă găsiți lumina interioară, da? Și să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, că înainte nu le-ați văzut. Ați văzut doar sacrificiile, ați văzut doar funia, n-ați văzut lumina. Din acest motiv, persoana a plecat. Și cineva trebuie să-și asculte intuiția, să asculte îngerii, vocea interioară. Ca să poată manifesta această persoană, Venus, Venus și Marte, Venus și Marte în viața voastră. Aveți o balanță pe lângă voi care vă dă dureri de cap, într-un fel sau altul. Unii, a mai apărut balanța de-a lungul timpului la berbeci. Asta e. Dar eu nu zic că opozițiile se atrag. Eu, lângă cei care sunt opuși zodiei mele, nu pot să zic că mă înțeleg. Aș vrea să clarific. 5 de cupe. Clarificăm 5 de cupe. Probabil că semnul de apă plânge până alegeți voi. Plânge sau e trist? Nu neapărat plânge. Acum poate plângeți voi pentru acest semn de apă, iar. Pentru că semnul de apă a plecat. Unul din voi plânge, mai mult sau mai puțin, pentru această tăcere, pentru această plecare. Și totuși bănuiesc că la un moment dat, semnul de foc, așa ar trebui să fie, că sunteți voi, da, semn de foc, 7 de bâte. Pe de-o parte, poate ați fost prea defensiv, pe de altă parte, trebuie să învățați să vă luptați pentru ceea ce vreți. Și steaua, vindecare, vindecare. Din acest stres mental. E o persoană pe care o simțiți ca fiind cea
ce v-ați dorit dintotdeauna și totuși vă creează un stres mental. Vă creează un stres mental. Dacă ați fost într-o relație de lungă durată și a apărut acest trio, o persoană e foarte decepționată. Că sunteți voi, că sunt ei, apare și 3 de spade. Și totuși, Regina de Monede a apărut și în cărțile intime. Regina de Monede. Eu simt că această regină poate să reprezinte această flacără geamănă, pe care o vedeți într-adevăr o persoană deosebită. O vedeți nu doar ca pe o regină, ca pe o stea, ca pe o împărăteasă, ca pe orice v-ați dorit voi. Și vă creează acest stres mental. Nu găsiți variante cum să manifestați această întâlnire. Și asta probabil vă și rănește. Aveți iar 5 de bâte, conflicte cu prietenii, poate vă certați cu prietenii și din aceste motive. Și totuși trebuie să vă găsiți puterea ca să manifestați acest nou început. Să comunicați cu acest personaj care a plecat către nouă, da? Să comunicați și să spargeți vechea fundație și să recreați această legătură. Așa apar cărțile. Ce mai fi de văzut? Și uite, așa mă lungesc și am vrut să vorbesc mai puțin, dar nu reușesc astăzi. O fi Venus. Să vă zic, ce mi s-a întâmplat cu Venus retrograd în Gemeni? Și nu știu dacă mulți astrologi s-au gândit la chestia asta. Venus, ce înseamnă Venus? Afară de dragoste, de iubire, de iubiri din trecut care vin să ne tulbure viața, afară de multe alte lucruri, Venus înseamnă și lucruri frumoase. Și pentru că tot îmi ieșea în etalări, tot îmi ieșea că primesc un cadou de valoare, că primesc un inel, că primesc la un angajament, engagement, da? Iată ce am pățit. Mi-am găsit eu un inel prin cutiile mele cu toate prostioarele care le mai am pe aici prin atelier. Am găsit un inel de valoare și inelul ce înseamnă gemeni, da? Mână. Ce frumos! Deci de ce am vrut să vă împărtășesc chestia asta? Pentru că noi citim cărțile într-un fel, dar în mod clasic, însă se poate manifesta ceea ce citim și altfel, încercați să aveți orizontul mai deschis, da? Dacă mie mi-a apărut engagement ring, cadou de valoare, da, Ace of Pentacles, în alte etalări ale colegilor mei, pentru zodia mea, eu zic că s-a manifestat prin acest ineluș. Ok, ce mai citim? Da, am zis, 6 de cupe, 3 de cupe, 2 de monede. Interesant. Dacă nu sunteți voi puși într-un trio, sunt ei puși într-un trio de venire din cauza că v-au întâlnit pe voi. Și s-ar putea să fie ei între voi și un semn de pământ, pe de-o parte. Pe de-o parte. Însă, am zis mai devreme, întâlnirea cu acest suflet pereche v-a pus într-un trio, vă aduce bucurie pe de-o parte, dar v-a pus într-un trio și vă pune în poziția să alegeți. Alegeți dragostea. Trebuie să faceți sacrificii, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și perspectiva lor și perspectiva voastră, evident. Dar toate aceste cărți sunt foarte spirituale. Pești, fecioară și berbec, să zicem. Sau cuspida între berbec și pești. Toate vorbesc despre lumină, despre credință, despre spiritualitate, regăsirea credinței. Ce frumos mesaj, regăsirea credinței. Și dacă este Chiron în berbec, probabil că nu, degeaba au apărut astfel cărțile. Posibil Chiron se pune pe soarele unuia, al altuia sau Venusul cuiva, da? Se face o conjuncție între soarele, Venusul vostru din berbec și acest Chiron și vă provoacă la spiritualitate, într-un fel sau altul. Foarte frumoase cărțile. Rămâne să vedem cum se va manifesta această călătorie spirituală și să știți că nu e de scurtă durată. Bine, acum am zis că poate să fie și tăcere între pești și berbec sau cineva care are neapărat pești. Vă dau mai multe variante. Cineva cu care aveți planete în casa a 12-a și
În casa nouă. Așa. Am zis, cam toate variantele, nu? Dacă persoana respectivă a plecat, evident că voi, în momentul în care găsiți lumina, înțelegeți din ce în ce mai mult de la zi la zi că această persoană nu este orice fel de persoană. Poate și voi plecați de lângă persoana veche la un moment dat și se creează niște discuții, dar trecând peste asta. Apare acest cuplu divin, da? Îndrăgostiți. De ce zic? Păi apare îngerul deasupra voastră. De-aia zic cuplu divin. Flăcări gemene. Cred că această tăcere vă ajută să înțelegeți cât de spirituală și cât de profundă este dragostea și conexiunea dintre voi. Dacă până acum nu ați conștientizat-o, ați simțit că e ceva deosebit, că aveți niște déjà vu, da? Déjà vu, nu știu cum să zic la plural, niște amintiri din trecut, niște stări emoționale, mai speciale în preajma lor, vă dați seama în timpul acestei tăceri că această legătură este foarte profundă și v-a fost adusă de divinitate, tocmai ca să vă recunoașteți latura voastră divină. Și posibil că această trezire, într-un fel sau altul, vine cu lacrimi și din partea voastră, și din partea lor, și a lor, și a celor cu care poate sunteți sau erați înainte să-i întâlniți pe ei. Și totuși, va trebui să vă luptați. Mai avem încă o carte. Dar ridicăm și 7 de bute. Iată și cât am mai vorbit. Iar vorbesc mult. 7 de bute. Clarificăm 7 de bute. Un fel e bine că de la lacrimi treceți la o altă atitudine. Ah, ce frumos! Oh, stai, am zis că e frumos. Wow. Între voi, semn de... Wow. Voi sunteți într-o legătură foarte toxică cu un semn de aer sau, dacă nu e semn de aer, sunteți într-o legătură toxică cu cineva. Foarte toxică, total opus îndrăgostiților, da? Și până nu veți tăia aceste lanțuri, până nu veți manifesta victorie mentală, încredere să comunicați, în primul rând, să le comunicați celor care vă țin legați de ei într-un mod onorabil. Să le comunicați că ați terminat cu ei, trebuie să aveți curajul să faceți chestia asta, pe de-o parte, și a apărut temperanța, și a apărut toate cărțile astea care țin de spiritualitate și doar asta, doar așa faceți, doar așa rupeți aceste lanțuri prin spiritualitate. Deci în momentul în care veți rupe, veți comunica ce aveți de comunicat, veți rupe și lanțurile. Și veți putea să apărați acest suflet, da? Acest suflet pereche care v-a fost adus în viață tocmai pentru trezirea voastră. Am zis că amândoi că sunteți între un semn de apă și un semn de aer. Pe de-o parte am senzația că vreți să luptați unii dintre voi pentru semnul de apă, pe de-o parte, pentru că între voi și semnul de aer e o situație toxică. Și toxic poate să însemne și adicții, și dependență față de băutură, de țigări, de femei, de porno, de câte și mai câte. Să mai zic, poate să fie și ego-ul vostru, mândria voastră prea mare în care nu vreți să comunicați anumite lucruri, da? Toxicitate înseamnă foarte mult. Și din acest motiv, cineva plânge. Și bănuiesc că este această flacără a geamănă care, sau suflet pereche, care plânge. Ori voi plângeți după ei că au plecat și până nu vin în viața voastră și nu-i manifestați, plângeți. 8 de cupe, 5 de cupe. Și îndrăgostiți-i. Dar
Se vede acest trio. Coffee Capricorn pentru unii. Coffee semn de aer pentru alții. Coffee alt semn de foc. Variază. Dar e o situație toxică și din cauza acestei situații toxice nu puteți manifesta, nu puteți manifesta acest suflet. Pentru că îndrăgostiți înseamnă și alegere importantă în dragoste și vi se spune alege dragostea. Exprimați-vă! Da? Practicați compasiunea și în momentul în care practicați toate lucrurile astea apar miracolele și binecuvântările. Și aveți un cuplu divin, aveți un cuplu de forță aici. Hai să vedem și eu ceva, vai cât am mai vorbit. În seria aceasta de cărți. Ce a apărut? Regina de monede. Regina de monede este o persoană pe care o vedeți aici. Este scrisă ca, nu știu, spune eu, dar parcă așa cea, regina de aur. O simțiți, a apărut și mai devreme. O simțiți, această persoană, nici nu puteți să comunicați. Nu puteți să comunicați. S-a pus ceva. Geacra comunicării. Da. O simțiți pe această persoană, bănuiesc că e femeie, că nu degeaba apoi o femeie, ca pe ceva deosebit și nu aveți curajul să vă ridicați, stați undeva la picioarele ei. Într-un fel sau altul. Sau vă ascunde, sau nu îndrăzniți să vă arătați. Întreaga apreciere pentru că vi se pare că e ceva prea mult pentru voi. Apare și împărăteasa, da? Iar o persoană la care visați, iar apare spânzuratul. Casa 12 a necunoscutului. O persoană la care visați, aveți niște fantezii erotice față de această ființă pe care o vedeți ca pe picată din rai, într-un fel sau altul. Da, e dragostea voastră. Aceasta mare, mare fantezie erotice, amânări, sacrificii și posibil, dacă sunteți în acest trio, dacă sunteți în acest trio unii dintre voi, posibil și niște minciuni. Poate să fie aceste minciuni și față de persoana față de care simțiți toată dragostea, să n-aveți curajul să-i mărturisiți, da? Să n-aveți curajul să-i mărturisiți. Că, de fapt, o iubiți, o doriți și, da, e tot un soi de minciunică, da? Pe de o parte, cineva vă spionează sau voi spionați pe cineva, există iar niște conflicte mentale, iar apare semn de aer și totuși este o persoană pe care vă transformă întreaga viață. Hai să vedem. Și vă și face foarte geloși. Deveniți foarte geloși. În preajma cuiva. Ia să vedem. Berbecuți. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord. A apărut regina de monede și din acel motiv am vrut să... Oh, ok, mersi. Una. Wow, turnul. Iar apare trio. Cineva e foarte gelos. Cineva e foarte gelos. Pentru că voi v-ați găsit dragostea adevărată într-un mod neașteptat. Posibil dragostea asta a venit într-un mod neașteptat. Și pentru ei și pentru voi, pentru toată lumea, dragii mei, regele de bâte. Este un personaj cu care simțiți că vorbiți de la egal la egal într-un fel sau altul sau simțiți că puteți face un cuplu de forță. Pentru că regele își ține regina sub... era pelerină, o protejează. Wow! Turnul, marele preot, în luna mai, iar apare un trio, dar trecând peste asta. Poate să fie și o căsnicie, da? O căsnicie care este dărâmată sau o relație de lungă durată, care este încercată de apariția unei a treia persoane. Poate persoana cealaltă n-are nicio vină, nu zic musai că s-a dat într-un fel unul la altul, da? Oamenii apar și apar pentru că așa vrea ce divinitatea. Dacă până acum a vrut, da, această legătură, religie, legătură, da?
v-a ținut într-o situație toxică, ia uite aici ce frumos, aici nu au legături. Da? Ei n-au legături, sunt liberi. Sunt liberi. Și totuși sunt coordonați de divinitate să fie împreună. Ok. Ce cărți? Wow! Regele de spade. Iar apare semn de spade. Sunt mai multe variante. Încercați să... Cineva încearcă să vă seducă în această perioadă? Sau voi încerca să seduceți pe cineva semn de aer, doi de spade, da? Dar... Cineva nu este foarte convins, convinsă. Da? De această ofertă are nevoie de mai mult. Dacă e regina, evident că nu se va mulțumi doar cu o floare. Din punct de vedere intim. Turnul pentru mine reprezintă zodia... Este Uranus. Este Uranus. Nu mai vreau să zic zodii. Este Uranus. Care se manifestă într-un fel în viața voastră. Apare cineva într-un mod neașteptat și vă provoacă această relație de lungă durată sau aparent stabilă pe care ați avut-o cu cineva. Și regele de spade. Iar toate sunt trio. Toate. Nu prea am eu voie să vă arăt, dar apare, da, o altă femeie, da, trio. Nu vă supărați, da? Asta e adevărul. Regele de spade e o persoană care nu-și arată emoțiile și am mai discutat chestia asta și mai devreme. Aici este provocarea, cred că. Și la nivel intim. Ați întâlnit pe cineva care vă provoacă și din punct de vedere emoțional, nu doar fizic, nu doar mental. Că nu degeaba a apărut această dragoste adevărată. Și vă transformă, vă shake, vă dă fiori, vă scutură întreaga ființă, într-un fel sau altul. Vă răscolește și cealaltă persoană simte chestia asta, simte că nu mai sunteți voi aceia care erați înainte. Trebuie să clarific. Însă regele de spade nu comunică tot ce simte. Dacă simțiți că această persoană nouă care v-a apărut în viață, simțiți că ar putea să fie legătura aceasta spirituală, pentru că papa înseamnă și legătură spirituală, simțiți că e o legătură spirituală între voi, nu doar fizică, nu e doar pasiune, simțiți lucrurile astea, da? Că e și divinitate, nu doar poftă. Posibil că nu comunicați, că asta face regele de spade. Încearcă să pară mai distant, mai rece. Cu alte cuvinte, minciunele. Și nu este tocmai onorabilă poziția. Oare de ce? Regele de spade. Clarifică și mie de ce regele de spade. Ce cărți au venit? Două arcane majore și un rege. În sfârșit apare un rege. Ia uite, faetonul. Provocarea este să mergeți. Faetonul ce are? Are mașină, are trăsurică, își ia binele și rău, stările negative, pozitive și frica și încrederea, vă luați toate stările și comunicați, că asta face faetonul, nu prea am voie să arăt cărțile astea, căci că sunt, dacă astea sunt obraz, nici altele nu mai zic cum sunt. Da, ideea este că regele de spade, de ce a apărut în cartea voastră, în viața voastră intimă, acest rege de spade, voi știți. Dar dacă sunteți voi care nu comunicați, că de obicei
bărbații nu comunică chestiuni care țin de emoții, decât se manifestă în fizic, în general, evident nu generalizez, clarificarea este că trebuie să mergeți, ca asta face faetonul, către destinul vostru, cum face și de fapt și 8 cupe. Da? Destinul vostru fiind această flacără, acest suflet, da? Pereche, această flacără geamănă, această dragoste adevărată, această legătură spirituală, aici trebuie să mergeți. Și evident, faetonul care reprezintă și semnul racului, reprezintă și casa a patra, dorește să creeze și o legătură emoțională cu persoana respectivă. Nu doar fizică, nu doar fizică și emoțională și de încredere, nu doar de pasiune, de încredere. Evident că la nivel intim vă doriți să aveți și încredere și susținere emoțională și încredere să puteți experimenta și alte chestiuni. Iar apare justiția, o balanță pe lângă voi. Iar apare îndrăgostiții, alegere, trădări, lacrimi. Cam acestea sunt cărțile, dragii mei. Dacă e o balanță care vă influențează într-un fel sau altul alegerile, aveți grijă. E bine să alegeți voi, nu să aleagă altcineva pentru voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pavă, pup!